Prietenii, astăzi este un weekend la noi. Bau, Îl ce căutați faci unde stă acolo? Albinuța. Albina, scoală-te de pe ciment. Hai să strângem persici. Ce-am care prins? Sunt, ce faci care aici? Sunt căzuți pe jos. Hai. Hai. Hai cu baba. Hai cu bunica. Hai să strângem persici de aici. Persici. Sunt băieți persici sau persice? Ia uite de tu, cine te ia mă, smăchinul, că eu știu cine la te ia. Cine? Cine te ia smăchinul? Hai spune tu. Păi era cop. Hai spune tu nu mai avem aici. Ia și l-a aruncat acolo. Unde sunt căpșunele? Nu alea de jos. Ba da. Ba nu, că e microbe ele, bunico. Ne spălăm. Nu, bunico, nu. Păi nu putem să-l luăm pe aia de sus, că aia nu sunt copți. Da? Ba, sunt unele aici, uite aici. Unele, dar cad. Dar nu, nu-i voie să le luăm pe aia, că nu sunt făcuți. Ba da, sunt. Ia așa, nu sunt albinuri. Nu sunt. Sunt verzi. Albina de la Strehaia. Nu știu ce e. Nu știu ce e. Dar mai avem porcă, e bună. Ia, că e bună, ia. Ia, ia. Vai. Vai. Dacă îmi filmez luminița, eu am văzut că nu apropii ca să se vadă. Da, dragă. Da, dragă, da. Da. Unde mai ai? Uite albinul ce e la capăt, uite. Uite, dar nu sunt făcuți, vezi? Uite, vine și nepotul tu, bunico. Da. Mitea. Da, lasă vină, Mitea. Lasă vină. Dă-i și lui Mitea să mănâncă, babă. Nu mănâncă el de ăștia. De ce nu mănâncă? Ia Andreea, du-le înăuntru. Hai, luminiță, du-te. Stai, dragi prieteni, mă duc dincolo la Mimi. Mă duc în mașina. Mimi, mănânci! De ce merge acolo apa mănâncă? Dar de ce? Bunica s-a dus la Mitea, la Mimi. Nu, dar sunt copii și nu mă mănâncă. Vrei verzi? Da. Hai să luăm verzi. Hai să căutăm pe acolo, prin curte, prin spate, prin... Puh, m-am bâlbuit. Prin spate. M-am bâlbuit și toată. De unde? Mamă, de nepoate, ia și fac alergie. Vezi că avem acolo apă. Fântânică de apă. Sau n-ai observat-o? Cum? Ce s-o... Apa? Nu, fântânica! Nu, a, păcat! A, uite, ia și... A. Ia uitați, dragi prieteni! A mea e verde și e bună, nu fata coaptă! Mergem aici la fântânică să le spălăm. Gata! Alina! Alina! Ia uitați ce bună e, am mâncat din ea. Vedeți ce bună e? Mă așteptăm pe Andreea. Ia ziceți fetelor ce faceți. Uite, nu avem ce să facem. Albinu, ce faci? N-am ce. Albina s-a schimbat. Schimbă de 5-6 ori pe zi.
Fata mea e curată, da? Îi place să, da, îi place să fie curat, să fie îmbrăcat. Exact așa mă dă mie. Eu ca baie și gros noapte. Și după mea, dar și... Da, eu... Hai să vă spun. Eu fac baie noaptea. Fac baie. Albina, începe școala. Ești fericită? Da. Adică o să stai cu colegii tăi, nu? La 7 dimineață. Deci mai ales că o să fii în clasa întâi. M-am dus și eu la școală. Du-te. Și Luminița, vezi că mama lui Andreea te-a înscris la liceu. Da. Vezi că trebuie să te duci. Știu. Mergem amândouă la școală, cum? Da. Da. Știi cum? Mami ne duce pe toate trei. Păi noi suntem aproape de liceu, dragostea mea. Te duce de prima dată pe tine și pe Andreea. Și după pe tine, da. Și după pe mine. Sau prima dată pe mine, că eu trebuie să merg mai întâi. Prima dată pe liceul mine, e la 2 pași de noi. La 2 pași e liceul. Da, și puteți să veniți și la mine. Știu că sunt la liceu. Și puteți să veniți și la mine. Da, ce mai ai făcut? De 5 ani de zile, nu, 6 ani de zile la liceu. Tu, Andreea, în ce clasă ești? Sunt a 11. Și... Tu, Luminița? Eu sunt a 6-a. Da. Eu sunt în a 3, adică în clasa 1. Tu ești cea mai mare. Da. Dar ești așa fericită, cum să nu, nu? Și vezi învățătorii, fericită, colegii. Mă joc și fac. Tu, Luminița, o să treci în a 7-a. Nu știu, vedem. Și eu sunt fericită. Așa se-am trecut, Albina. Dar tu, Andreea, tot o să mergem în rochie. Vedem. Maică-ta în fiecare dimineață, adică toate. Știi, vara eu mă trezesc la 9, la 10. Și toamna, de ce ne trezim la 7, la 6? Pentru că avem școală. Și ne-am obișnuit, deci noi avem școală. Și ne trezim la ori... Noi avem școală, tu cu Andreea și cu mine. Și noi o avem doar toamna, avem și acum, da. Avem când sunt zilele un pic mai reci. Da, dragă. Și avem școala. Și noi ne trezim la ora 7 și mergem la școală. Eu mă trezeam la 5 dimineața, ce știi tu? Și noi ne trezim la 7 dimineața cu Andreea și cu eu. Dar afară nu, dorm. Și afară nu, și noi ne trezim toți la ora 7 și mergem la școală și ne trezim la Da, da, da. Da, Albinu? Mă trezeam la 5 dimineața, Doamne, să nu întârzi, zic. Să nu întârzi. Da, se dădea învățătorul afară. Da, stăteam în pauză afară. Ce amintiri frumoase, e păcat că trec ani așa repede. Nici pe mine și... Și învățătoarea mea chiar mă laudă, pentru că scriu bine, dar nu vreau să mă duc la școală. Te duci, trebuie. Ți-a luat maică-ta haine, ți-a luat ghiozdan, ți-a luat tot ce trebuie. Ai de toate, Albina. Da? Ți-a luat ședidoși. Rechizitele trebuie să-ți dea doamna o listă și mergi cu mine acolo la magazinul ăla, că sunt două magazine, unul de dulciuri păi și unul de rechizite. Știi, da, Andreea. Păi nu, Luminița. Știi cum? Doamna, profesoara mea nu face ca tine și ca la Andreea, că voi sunteți mari, sunteți la... Păi da, da, este un magazin... De-aia vă dea. Aceleași caiete. Este un magazin de... Eu... Rechizite. Da, dar eu, rechizitele mele care le iau, nu le cumpăr eu, nu-mi dea listă doamna mea profesoară și să mă... Și nu avem ce să facem. Vine școala, ha-ha, să vă văd. Să ne vedem, pardon. Dar știi că prietenii mei, aici, care stau aproape vecinii, Denisa Ion, fiecare dimineață mă trezeam pe la ora 5, la 6 eram la ei, trezeam și pe ei. Și mergeam pe jos. Noi nu, eu n-am mers niciodată la școală cu mașina. Ba, am mers, dar nu am mers așa. Eu când eram la... La școală, la generală. La generală mă ducea bunicul meu. Până la... Dar
5-a, nu mai ziceam strada, știi? Eu mergeam pe jos. Și am mers. Albina n-a mers pe jos. Acum trebuie să începi, dragă. Da, da, odată, când am fost la școală, mami nu putea să treagă mașina în fața școlii, pentru că nu mai era loc. Pentru că venea trebuia să vină autobuzul. Să vină autobuzul. Pentru că autobuzul la noi se bagă în curte, știi? Acolo. Păi și pe unde iasă? Tot pe acolo. Întoarce și iasă. Dar toate mămicile și tații, dacă vin după copilor, trăgeau mașina în fața scurii. Da. Și așa fac și acum. Și mami nu mai avea loc unde să mai parcă. Și acolo, în fața mănăstirii, a parcat și a sunat pe doamna profesoară și am eu, dar până la mănăstire, pentru că acolo a tras mai în mașina, pentru că a vrut să tragă și în fața generală. Dar nu e